Cu cafeul în față să facem analiza alegerilor. Bună dimineața! Să bem o gură de cafea, să avem inspirație. Din cana cu inorogi. Că cineva nu știu că avem băieți și au adus un set de căni cu inorogi. Inorogi am văzut în weekendul ăsta că am fost la niște prieteni care au fetiță și apoi am văzut și eu păviu, păpuși, inorogi. Ei, dar la alegeri au ieșit candidați adevărați, cai nărăvași de cursă pentru următorii 4 ani, nu inorogi virtuali. Scrieți în comentarii ce părere aveți. A ieșit cine trebuie, a ieșit cum trebuie, că lumea a ieșit la vot, 46% la nivelul întregii țări. Felicitări! S-a mers mult la vot, mai ales tinerii. Tinerii au ieșit masiv, bravo lor! Că pentru tineri se construiește viitorul. Noi ăștia care așteptăm pensia plătită de ei, mai stăm pătușă. 54% nu s-au prezentat, dar au avut motive serioase. Mici, grătare, excursii. Să le fie rușine. S-a mers la vot chiar dacă în condiții mai vitrege, da? S-a stat și la coadă. Ludovic Orban a zis că a stat 30 de minute la coadă. În sfârșit, a stat și el cu folos. Că până acum a stat degeaba. A zis că până a stat la coadă s-a dezinfectat de 2 ori. E bună și vodka, dacă n-ai o pălincă adevărată. S-a cerut prelungirea, să se mai poată vota și după ora 21. Nu s-a aprobat asta de către Biroul Electoral Central. Raed Arafat a încercat el să prelungească, dar nu s-a putut. Mai ales în localitatea Ormeniș, din Brașov, ar fi fost nevoie de prelungiri, pentru că în Ormeniș, și m-a pufnit râsul de cum am aflat știrea, mai mulți localnici n-aveau buletinul la ei, cartea de identitate. De ce? Le-o confiscase patronul birtului din sat că băuseră pe datorie. Noi ăștia votanți. Domnule, dacă se făcea o comisie electorală, dacă se făcea acolo în birtul satului, se puneau lângă păcănele sau între păcănele cabine de votare, era prezență de 110%. Cum a mai fost până Teleorman? Domnule, ăștia din Teleorman nu se lasă. Au mers mulți și la urna mobilă și au votat. Ce să facem? Trebuie ales cine se cuvine. E, dar până la urmă, Nicușor, Nicușor, așa strigau aseară când a apărut Nicușor Dan Săracu. El e un timid, noi, matematician, totuși. Când a apărut acolo la conferința de presă, scandau cei care l-au susținut în campanie. Nicușor, Nicușor. M-am gândit că dacă mai trăia Nicușor al lui Ceaușescu, poate tot așa să striga. Dar, după 30 de ani, s-a mai schimbat câte ceva pe aici, pe acolo, pe părțile esențiale. Băsescu, săracul, am văzut cum a mers la vot, se ținea de nevastă, să așa mergea într-o dungă. Ce mai trebuie lui funcție? Mai are 4 ani de mandat la Bruxelles, să meargă. Să-și ridice leafa de eurodeputat și să-și vadă de treabă. Bă, dar Tăriceanu, 1,6%, 1,6% extraordinar. Nici fostele neveste nu l-au votat. 1,6%, dar nu ne facem probleme. Că o să facă el ceva alianță și o să iasă iarăși senator. Asta, când va ieși din lume, va ieși dintr-o funcție plătită de noi. Doamna Firea, într-adevăr, cum a ieșit și Pandele, domnul de la voluntari a ieșit nervos, Gabi s-a luptat cu bărbați. Cum? Da, orice femeie se luptă, cu sau pentru bărbați. Pentru el, ea e marea câștigătoare. Dar mafia asta din politică nu a mai lăsat-o să mai ia încă un mandat la primăria capitalei. Nu s-a dat încă apă caldă, nu o să curgă lapte și miere pe Dâmbovița, dar Nicușor Dan a promis că va face un București pentru bucureșteni. Acum, repet, fiind olimpic internațional, cu punctaj maxim de 2 ori la Olimpiada Internațională de Matematică, să nu se încurce în calcule. Sperăm să iasă până la urmă socoteala. Doamna Firea s-a culcat aseară pierzătoare și s-a trezit azi dimineață pierdută de-a dreptul. A crezut ea că după numărarea voturilor nu o să fie 9% între ei și oricum a zis că azi dimineață ea va fi în primărie pentru că mai are o grămadă de lucruri de făcut până să-i predea biroul lui Nicușor Dan. Săracul Nicușor Dan, vreo lună va trebui să strângă de acolo din birou atâtea moaște, atâta mir, atâtea icoane. Sper să vedem un birou mai auster, că totuși puterea exemplului este cea care te face să fii sau să nu fii alături de
primar în continuare. Nicușor, Nicușor, firea. Nicușor nu s-a pierdut cu firea. Bine și la București, s-a mai decolmatat Bucureștiul de foștii primari. Totuși nu înțeleg de ce la sectorul 5 a ieșit Piedone, condamnat în dosarul colectiv. Totuși așa memorie scurtă au locuitorii de acolo. Era vorba aia, cine uită, nu merită. Așa se pare. Mai bine așa, practic, Vanghelie, Ghelie, care și el a candidat și avea șanse mari de ieși, de a fi ales. Da, n-a fost de data asta, mai stă în cotură. În țară s-au mai schimbat niște lucruri. La Timișoara, uite că a venit Fritz, cetățean german, a câștigat primăria Timișoarei. Săracul Robo acum are vreme să cânte la chitară, să-și îndeplinească idealul artistic. Și a ieșit Fritz, hai la șpriț. În Iași, iară s-a schimbat treaba. La Brașov a venit, se pare că un nou primar, Alan, nu Alan Alda, un tinere și el, să vedem. La Oradea, Bolojan a ieșit la județean, dar tot de la PNL a rămas primar. Că nu, trebuie să mai fie și baroni care rămân acolo, numai fac rocada. Un baron din Vrancea a picat. Oprișan săracul s-a dus, s-a plâns lângă maică sa. Dacă îi mai dă voie acum să mai candideze, nu știm. Cât privește Clujul, nu știu cât peste 70% a fost, nu știu cât peste 70% a fost votat domnul Emil Boc. Emil Boc reales la al cincilea mandat. Acum nu știu ce o mai face încă 4 ani, că le avem pe toate. Metro nu-i drept că n-avem, dar avem trotinete electrice peste tot și astea se pun. Da, așa a fost în primăriile mari. Se vede. Dacă s-a dus lumea, dacă a mers lumea la vot, a votat cum a dorit. Și în Craiova, Lia Olguța Vasilescu și-a consolidat poziția. Așa că săracul Manda, eu numai de Manda mi-era frică, de săracul Manda că primește niște capace dacă nu iese Lia din nou primar, dar a ieșit, așa că încă 4 ani au liniște în casa lor superbă. Pe la comunile mai mici, și surprize, și mai puțin surprize, surpriză plăcută în Ciugud, localitatea din Alba, unde actualul primar a ieșit cu peste 88% voturi. Restul de 12% le-o cedat el, așa să nu fie 100%. Mă, măcar acolo se vede în comună că s-a făcut ceva și trebuie continuat. Unde nu a trebuit continuat, s-a schimbat treaba. Dar în comuna de Veselu, primarul, fie iertat, fostul primar, care a decedat între timp, dar a rămas pe liste, a fost reales. Nu s-a pus omul bine la odihnă în loc luminaș și loc cu verdeață și l-au mai chemat ăștia pentru încă alți 4 ani de mandat. Vedeți? Omul sfințește locul și rămâi în memoria comunității și localității chiar după ce te-ai dus. La Constanța, Virgil Chițac, vedeți, a făcut omul anticorpi, se pare că el a ieșit și se mai numără pe aici, pe acolo, la ora la care transmitem acest material. Totuși se simte un aer de schimbare, dar românii să rămână pe fază în continuare. Cei pe care i-au ales acum să se înțeleagă că noi îi plătim. Noi am ales, noi îi plătim. Și ei trebuie să facă treabă în raport cu nevoile noastre. Că-i comună, că-i sat, că-i oraș, edilul trebuie să facă totul pentru cetățeni. Că de acolo își câștigă banii. De acolo trăiește, din asta trăiește. Și să nu uităm că dacă nu ne bagă iară la lacăt, pe 6 decembrie sunt alegeri parlamentare. No, acolo trebuie mobilizare, acolo trebuie participare de minim 5-60%. Că de acolo se face parlamentul, de acolo se face guvernul, majoritatea și încă 4 ani ori criticăm, ori sperăm că va fi mai bine. Dar despre alegerile viitoare o să discutăm în zilele care vin. Să sperăm că începem săptămâna sub auspicii bune. Nu vă mai rețin, știu că se uită mulți primari, vă doresc mult succes în nou mandat și să știți că sunt cu ochii pe voi. Mulțumesc pentru abonare, mulțumesc pentru ce îmi veți scrie la comentarii. Să-i criticăm pe ăștia încă din prima zi, dacă nu fac treaba așa cum ne-au promis.
De aici, din vestuța asta, camuflat în vestuța asta, care poate fi la fel de bine de măcelar, dar și de primar, vă salut și vă urez o săptămână extraordinară. Noi aici am câștigat de mult un nou mandat.